Noi aveam nevoie de o confirmare, pentru că în etapa precedentă reușisem să câștigăm. Din punctul meu de vedere, eu spun că am făcut un job destul de bun. Am fost foarte bine organizați. Știam că întâlnim un adversar puternic, un adversar care are o viteză foarte bună de joc, care au jucători individuali foarte buni și de aceea am preferat să închidem spațiile adversarului și să nu le dăm spații și să mergem să jucăm pe contraatac. În prima repriză puteam să-și înscriem, am avut 2 sau 3 oportunități, situații de a marca. Nu am reușit. A doua repriză, Mediașul a făcut un joc foarte bun, l-au presat, au stat în jumătatea noastră de teren. Și pe final, ați văzut și dumneavoastră, de data asta am avut șansă și am reușit să marcăm pe un contraatac. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru că au crezut în ei. Aveam nevoie de aceste 3 puncte pentru că situația în clasament este cea care o știți și dumneavoastră. Și sunt bucuros în primul rând pentru jucătorii că au reușit să depășească momentele grele prin care am trecut în etapele anterioare. Întrebări? A fost Mediașul ce se poate aștepta? Sau mai puțin bine? Știam că Mediașul au un joc în viteză cu jucători foarte bun și aici mă refer și foarte bun jucător de viteză, aici mă refer la Saftei, Ciprian Petre, jucătorii cu tehnică foarte bună și nu exagerez când spun Eric și cu Baua. Însă, încă o dată, mă repet, noi ne-am făcut jocul nostru, știam ce ne așteaptă, știam că Mediașul, în special acasă, joacă foarte bine, dar nu am stat bine în teren, am fost bine organizați.